La instituții, pe blocuri, case și societăți comerciale, țurțurii au început deja să se formeze și pot să cadă în orice moment peste oamenii care trec prin zonă. Feresc astea, că mă gândesc, uite, păi și aici, mami, ia uite. Așa că poate să cadă și de aici de sus. În principiu trebuie să mai ajute și autoritățile, deci pompierii care au scară au dispozitive. Dar omul dacă circulă pe unde trebuie, nu sunt probleme. Polițiștii locali spun că proprietarii de imobile sunt obligați să îndepărteze aceste pericole. În caz contrar, pot fi sancționați cu amenzi ce pot ajunge și până la 1500 de lei. Să-și îndepărteze țurțurii, să îndepărteze gheața formată pe căile de acces și zăpada. Sancțiunile contravenționale sunt de la 500 la 800 de lei pentru persoanele fizice și de la 700 la 1500 de lei pentru persoanele juridice. Pompierii spun că ei pot interveni pentru îndepărtarea țurțurilor doar în anumite situații. Referitor la țurțurii formați la nivelul acoperișurilor, obligația îndepărtării acestora revine proprietarilor sau asociațiilor de proprietari, proprietarilor clădirilor. Intervenția pompierilor executându-se numai în condițiile în care arhitectura clădirii nu permite accesul către zona respectivă și dacă aceștia pun în pericol persoanele care trec prin zona respectivă. Până acum nu au fost date sancțiuni pentru neîndepărtarea țurțurilor sau a zăpezii, dar polițiștii spun că vor trece și la amenzi. Vom aplica sancțiuni contravenționale acolo unde vom constata și o reacredință și vom constata că după ce au fost avertizați, acestea nu s-au conformat.